Salutare, mai sunt Kivi și azi filmăm din nou FIFA 2015, care era cu Olympic Lyon. Începem acest meci contra cei de la Loria și am sărit direct, nu mai am avut noi intro-ul ăla din meniu, din carieră. Am sărit direct în meci pentru că n-am mai avut chef să filmez acolo. Da, nu contează. Nu știu despre Lorient dacă sunt o echipă bună, proastă, adică, mă rog, sunt o echipă medie, să zic. Bine, mă, Jale. Cred că Jale este unul dintre cei mai buni fundași ai noștri. E și tehnic. Mie îmi place foarte mult de el și n-aș vrea să-l vând. Adică, mă rog, dacă primesc o ofertă bună, pe normal că îl vând. Dar, în general, nu aș vrea să-l vând pentru că nu avem alți fundași mai buni. Problema asta este că nu avem chiar așa mulți înlocuitori, de exemplu, pentru Lacazette sau așa ceva. Bine, măi, Lacazette! Lecomte! Apără! Ca prostul. Dar la Lacazette a făcut o treabă acolo. Deci vedeți de ce nu pot să-l înlocuiesc pe la Lacazette și de ce nu l-aș vinde niciodată. Mă rog, dacă aș avea, dacă mi-ar da unii, nu știu, când o să crească foarte mult la 90 overall și o să crească, vă spun eu. Dacă o să crească atât de mult. Oh, Fekir! Ce schemă acolo! Micuțule, băiatule, nu știu cum să zic, bravo, taică. Ia, uite-te, mă, foarte frumos golul. Uitați-vă, ce schemă acolo, l-a făcut pe ăla. Praf, și ce fain, și ce efect, uitați-vă. Uitați-vă ce efect. Eu eram că e pe lângă înainte, dar uitați ce efect frumos. Fekir, un gol super bun. Deci, e bine până acum. Nu știu, nu știu dacă v-am zis, habar n-am. M-a apucat să zic acum. Înainte aveam un microfon de la cu cameră incorporat, rahaturi de-astea. Și aveam, când filmam era în urmă sunetul, gen, eu dădeam gol și când ziceam gol, după ce dădeam gol era cam la o secundă diferență. Deci e foarte era foarte nașpa, așa că mi-am cumpărat un microfon nou, niște căști noi, de fapt. Pentru că cred că căștile sunt bune. Simbon are un microfon, cred, incorporat și merge foarte bine. Nu zic că astea incorporate sunt proaste, dar mie nu mi-a mers ăla, habar n-am de ce. Nu contează, dar, de exemplu, Skype mergea foarte bine, habar n-am, sincer. Jale, o pasă lungă acolo la Lacazette, dar Kone este o matahală pe care nu o mai vezi niciodată. Ia uite mă, Diallo. Bă, și eu vreau alunecare. Deci, frate, dacă e mingea la depărtare, Doamne, e la 5 metri de tine mingea, nu mai dai în ea. Da, face alunecare. Grenier! Și ăsta dă gol. Este 2 la 0. O ducem super bine. Este 2 la 0 contra cei de la Lorient. Nu o să fie așa greu meciul ăsta, adică n-a fost. Și ce forță are Grenier, a vrut ăla să-l dea la o parte, a pus și alunecare și tot s-a dus la minge. Bine, măi. Și nici pe Grenier n-aș vrea să-l dau, n-aș vrea să dau pe niciunul. Dar va trebui să dăm jucători în perioada de transferuri, va trebui să mai și simulăm meciuri. Vom vedea noi cum mai simulăm, deocamdată vreau să le joc. Nu am chef să le simulez. Maxi, a zis ăla, nu știu dacă ați auzit. Mostefa, ia uite-l, mă. Chelosu, sau nu e, nu e chel. Ba, e chel. Nu știu dacă e chel sau nu. Deci chiar nu-ți dai seama, o fi avut un păr. Nu, mă, nu e chel, ce. Mă rog. Iaut, da, iaut. Guerrero. Bine, mă. A, da, bine, trebuie să recunosc. Oh, bine, mă, Lopez. Avem un portar foarte bun, deci e super bun Lopez. Cred că o să iau un împrumut un jucător în perioada transferului, o să văd eu. Pentru că un jucător mai tânăr, vreau să văd cum se comportă. Lopez degajează, tai că bine. Ok, la Lacazette, bine, mă, un cap foarte bun acolo. La Lacazette e bun și la cap. Spre mirarea mea. Grenier, Kishna. Kishna aici, cum Titi, n-avem ce face. Gonalo, ah, rahat Gonalo. Oricum l-au ținut acolo bine pe Lacazette pentru că e foarte periculos. Bartelemme. Bine, mă, a driblat bine acolo, n-am ce zice. Cutader.
Ia uite-l. Ia uite-l, bine mă, Gurguf. Deci, e super bună echipa noastră, e OP, să zic. Ia uite-l, mă, bă, ce a driblat acolo, Guerreiro și... Jufre, Jufre, accent de la francez. Dialo, bine, gata, 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 pa. Fekir, o pasă, se duce acolo Fekir, dar ne-a întrerupt iar contraatacul. Arbitru de rahat, mereu se întâmplă așa în FIFA 15, deci nu știu ce naiba se întâmplă, mereu se întâmplă așa. Arbitrii ăștia idioți. Odată mi s-a oprit, când eram lângă poartă să dau gol, minutul 90, parcă mi-a oprit faza și m-am enervat, pentru că era în season, parcă. Gurgu cu Kishna, poate să dea primul lui gol, Ce? Nu! 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 Ce pui, pui, nu, ia, ia uite-te, mă. Pai de capul meu, Kishna, și-am dat o bară, cred. O bară am dat cu el, doamne. Doamne, ferește-mă, bă, Kishna. Puteai să dai primul tău gol, dar nu s-a, n-a fost să fie. Cred că n-a fost momentul potrivit. De fapt, a fost momentul potrivit, mereu e momentul potrivit să dai un gol. Mă rog. Gona, nu? Decât dacă faci blat, nu-i momentul potrivit. Kishna, un fake shot acolo. Kishna, din nou! Kishna, ce meseriaș a fost, dar... a vrut să dea pas acolo, dar au intrat ăia în fața lui. Nu contează. Foarte bine, Kishna. Îmi place că are 5 stele skill moves, deci e super bun. Gassama... bine. A dat pas foarte bună. Bine, mă, Dabo, Dabo! Kishna, e puternic Kishna, uitați-vă aici ce face, dar, na, tot mingea la ei e. Pai de capul meu. Nu știu dacă ați văzut, dar Boni a plecat la... a plecat la altă echipă, pentru că Cică nu mai vrea să se uite la UEFA Champions League de la televizor. Vrea să se uite, vrea să trăiască experiența și e foarte bun Boni, nu n-am ce zice. E super bun chiar. Grenier, Kishna... Hai la cazet aici, întoarce-te frumos, întoarce-te din nou, la cazet, la cazet pentru Gurguf, 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 Coneu, mătii. Hai, nu contează, hai să schimbăm și noi un jucător, chiar nu mi-am adus aminte să schimb jucător. O să intre Feri, un Vemba aici și Fofana în locul lui Gonalu, gata, nu mai, nu schimb niciuna dată. L-aș băga pe Ghezal, dar nu mai are rost pentru că am schimbat deja jucătorii. Oh, ce pasă, Kishna! A dat cu umărul? A dat cu umărul? Ia să vedem noi. What the fuck, ce naiba? Ok. A dat cu umărul? Oh, ce șmecherie! Mă rog, învoiem aici pentru Fofana. Fofana! Oh, și apără bine Le Compte. Foarte bine chiar. Guerreiro. Guerreiro, ce s-a speriat. Dar a dat bine, a dat în teren. Jale, o preluare de aia tehnică. Fekir, Lacazette. Și am vrut o pasă acolo pentru Feri, dar nu ne-a reușit. Ba da, Feri. Lacazette, go! Eu mă pregăteam să zic gol. A apărat Ole Kant. Fekir aici. Unde se bate? Hai să batem aici. Hai să zicem. Ia uite. Kishna. Kishna se duce. Ah, ce bine, n-a luat mingea acolo, dar mingea este tot la noi. Învuemba pentru Lacazette. Lacazette! Ci este 3 la 0 contra cei de la Loria. Băi, deci pot să zic că meciul ăsta a fost un succes total. Dar l-am și meritat să câștigăm, am dominat. Uitați ce pas acolo. La cazet, doamne, ce bine a putut să dea, eu am vrut să dea finest și a dat într-un fel, dar, mă rog, a dat foarte bine chiar, de pe loc. Eu n-am vrut să dea de pe loc, dar, mă rog, foarte bine am jucat acest match, Lorian nici n-au avut timp să miște, cred că n-au dat niciun șut. Ba da, odată, apăra Lopez, parcă când povesteam eu de el. Ia uite-l, mă, da, e offside. Nu știu ce jucători ați mai vrea voi să iau. Am mai văzut că ziceau un băiat despre Jesse Rodriguez
Și mie îmi place de el și cred că o să-l iau, o să încerc să-l iau, dacă o să am bani, cred că o să vreo 6 milioane, om, habar n-am, e foarte bun. Mie îmi place de el în realitate, e foarte, foarte bun. Voiem bacula caze, Kishna, Kishna, hai că ai putere, du-te, du-te, Kishna, Kishna. Dar de ce nu ne-am oprit noi și am dat finest și, rahat. Vreau să dau un gol neapărat cu Kishna, pentru că și el merită, a jucat foarte bine. Un cap aici Kone, bine mă. E foarte bun fundaș și Kone. Îmi place de el. Cine a fraierit acolo? Du-te la cazet, du-te! Du-te! Offside. Știam. Dar de ce zici așa de târziu arbitru? Asta mă enervează. Gasama, vrea să bat aici. No. Ba bate bine, dar you... S-a căcat pe el. Și parcă l-a luat MJ aici pe IU odată la echipa lui, la Valencia. Ba! Dă-te mă, Kishna. Ce faci, taică? Hai că-l băgăm. Fuck. A trebuit să rămâi. De ce am schimbat eu toți mijlocașii? Bine mă, hai în Vuemba. Lasă-l pe Kishna în pace. În Vuemba pentru la Caze. La Caze cu Fekir. Fekir! Fuck! Și puteam 4-0. Să le dăm celor de la Lorient 4-0. Și puteam să ne creștem golaverajul. Să trecem peste Marseille. Și cred că acum trecem peste Marseille. Dacă n-au câștigat sau dacă au câștigat. Cred că și dacă au câștigat trecem peste ei. Kone foarte bine acolo. Și se termină meciul. 3-0 contra cei de la Lorient. Un episod destul de reușit. I-am bătut cu 3-0. E super bine. La KZ, ce overall. Foarte bun overall-ul. Ok, dacă ți-a plăcut acest episod, dă un like, la 60 de like-uri. Eu o să postez un episod nou. Ok, eu am fost Kiwi. Pa, pa.